Comisia Specială de Retrocedare din subordinea Guvernului România a notificat primăria Drobeta Turnu Severin cu privire la decizia de retrocedare a clădirii în care funcționează Colegiul Tehnic Decepal. Clădirea a fost revendicată de un institut creștin care în perioada 1852-1948 deținea 5 școli în România. Acum congregația vrea să reintre în posesia acestor spații, iar statul a dat dreptate, așa că primăria trebuie să găsească de urgență o soluție, iar primarul Severinului, Marius Creciu, a declarat ferm că nu are de gând să cedeze clădirea fără luptă, mai ales că municipalitatea nu dispune nici de spații, nici de bani pentru a muta școala. Ianuarie am primit o veste rea, zic eu, faptul că la nivel de Comisie Specială de Retrocedare, Liceul Decebal a fost retrocedat congregației GESU, fostul Institut Sfânta Maria. Din păcate este o instituție emblematică pentru noi ca și oraș și acest fapt ne afectează atât din punct de vedere al elevilor, cât și din punct de vedere al orașului în sine. Legea sau această decizie spune că 10 ani cei care au primit retrocedarea sunt obligați să păstreze ceea ce este acum, adică ca și școală, dar în același timp eu ca și primărie trebuie să plătesc chirie pentru această locuință, pentru această clădire. În acest moment avem posibilitatea să facem în 30 de zile apel. Vom urma calea legală, dar suntem într-o situație dificilă. Nu știm ce se va întâmpla, dacă vom pierde și a doua cale de atac, cum vom putea să ne înțelegem cu cei care au primit în proprietate această clădire, dacă vom reuși să ne înțelegem și la chirie, dacă nu, va trebui să găsim o altă locație pentru liceul Decebal. Stăm destul de rău la nivel de locații, la nivel de clădiri, inclusiv primăria. Avem o înghesuială de nedescris aici, câte 4, 5, 6 într-un birou de 3x3. Lucrul acesta ne mai lipsea acum, să căutăm o clădire și pentru liceul domnul Tudor. Domnul liceul Decebal a fost un liceu 3, cum îl știam noi, sau la Călugărițe, cum era înainte de 1945. Măicuțele ar urma să primească doar corpul în care se desfășoară orele de curs și o suprafață de teren din curtea școlii. Celelalte clădiri care au fost construite recent, căminul și cantina, nu fac obiectul retrocedării.